Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Vrămescu. De la această oră, handbal din Liga Națională Feminină. Ultimul meci din etapa a 19-a le pune față în față pe Corona Brașov și Unirea Slobozia. Un meci important pentru ambele echipe. Unirea Slobozia vine după o serie de 4 înfrângeri consecutive. N-au mai cunoscut victorie din etapa a 14-a, prima etapă a returului. În timp ce Corona Brașov și Unirea Slobozia vrea să se îndepărteze de locurile retrogradabile, în timp ce Corona Brașov vrea să-și consolideze locul 3, poziția pe podium și are în ultimele meciuri numai puțin de 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. Ultima înfrângere a suferit-o anul trecut în deplasarea de la Dunărea Brăila, 26-28 în deplasare. Hai să vedem și loturile celor două echipe. Bogdan Burcea, antrenorul Brașovului, le va trimite în teren pe Daciana Hosu, Olariu Mârcă sau Dedu pe postul de portar, jucătoare de câmp Dincă, Hotea, Carta, Săcălie, Zamfir, Bondar, Pricopi, Marcu, Rațiu, Kiper, Neacu, Berbece și Crețu. Acesta este antrenorul gazdelor. De partea cealaltă, Victorina Bora are o misiune dificilă în această seară și are un lot format din doar 14 jucătoare pe foaia de joc, și anume Mădălina Ion, Cristina Oancea, Martin Stoleru pe postul de portar, Simion Cărăbulea Predoi, Dăscălete, Enescu, Marchidanu, Băcăoanu, Ilie Drăguț, Ivan și Toma. Așadar, un lot restrâns. Accidentări avem și de o parte și de cealaltă. Iată-o pe antrenoarea Unirii Slobozia, care are presiunea rezultatului. Brigada de arbitri este formată din două arbitre tinere din București, ambele având 33 de ani, Georgiana Doană și Ana Maria Gociu. Vă spuneam, Corona Brașov, locul 3 cu 35 de puncte, la egalitate cu HM Roman, dar un joc mai puțin. Pe prima poziție a clasamentului Ligii Feminine se află CSM București, 57 de puncte, urmată de HM Baia Mare, 54 de puncte. În spatele Unirii Slobozia, locul 12, Măgura Cisnădie, Rapid București, locul 13 și Alba Sebeș pe ultima poziție, a 14-a, cu doar 4 puncte. Celelalte rezultate din etapa a 19-a sunt HC Zalău, HCM Baia Mare, 26-36, Râmnicu Vâlcea, CSM București, 19-38, Roman Ploiești, 31-24, Dacia Brăila, Măgura Cisnădie, 27-24, Rapid Alba Sebeș, 31-22 și Craiova Ucluj, 30-29. Așadar, în câteva momente va începe întâlnirea Corona Brașov în echipament MOV, în verde Unirea Slobozia, care are lovitura de începere în acest moment. Raluca Băcăoanu are pus de la centru. Multe indisponibilități de o parte și de cealaltă. Vom vorbi pe parcurs despre acest lucru cu numărul 11, Andrei Enescu, coordonator la Unirea Slobozia. O galerie a Brașovului destul de gălăgioasă pe începutul acestui meci. Apărare avansată a celor de la Corona Brașov. Se așteaptă foarte multe goluri de la Andreea Enescu. Madalina Toma în extrem, 9 metri. A fost faultată Irina Marchidanu. O primă paradă pentru portarul Coronei Brașov, Mârcă Olariu. Nu se grăbesc jucătoarele gazdă. Andreea Pricopi în centru la coordonare. Se retrage pe semicerc Daniela Rațiu pe postul de pivot. Cristina Zamfir interstâng. Acum la minge aruncă pe lângă poartă. Își vor regla imediat tirul jucătoarele celor două echipe. Enescu încrucișează.
9 metri, s-a considerat fault intrarea la Irina Marchidanu. Andreea Ivan încearcă să pătrundă și 7 metri. Iată o primă acțiune a Andreea Ivan, care obține o aruncare de la 7 metri. Să vedem. Da, cea care va executa aruncarea este Andreea Enescu, față în față cu Denisa Dedu și înscrie. Andreea Enescu deschide scorul. Când Andreea Enescu nu este într-o formă bună, nici Unirea Slobozia nu reușește să câștige, o sportivă cu experiență venită de la Neptun Constanța. Faultă de data aceasta la Cristina Zamfir. O altă gură de tun la Corona Brașov. Zamfir până în extrema stângă și de acolo înscrie foarte frumos Camelia Hotea. Primul gol pentru Corona Brașov. N-a reușit Georgiana Martin Stoleru. A apărat colțul scurt, cum se spune. Dar Hotea a reușit să o ocolească. Unirea Slobozia rea atacul cu Enescu la coordonare. Greșeală în atac. Repune fără să se grăbească însă Andreea Pricopi. Supărată Victorina Bora pe margine. Bogdan Burcea declara într-o conferință de presă că echipa sa a devenit în ultimii ani un trofeu pentru ceilalți adversari. Nimeni nu vine la Brașov învins dinainte, toți se bat pentru puncte. Asta are de gând să facă și Unirea Slobozia. De altfel, o echipă cu experiență, spunea Bogdan Burcea. Un joc pe care nu-l vom trata ușor. Zamfir, 9 metri. Prea în urmă pasa pentru Pricopi. Zamfir aruncă tot pe lângă. A doua aruncare pe lângă poartă pentru Cristina Zamfir. Se grăbesc Ialumițencele. Da, paradă de partea cealaltă pentru o mârcă. A doua pentru portarul Coronei. A aruncat Andreea Enescu. A găsit un culoar, însă n-a reușit să o învingă pe Ana Maria Olariu Mârcă, portar de 30 de ani, care a jucat și la Hihon. Un 9 metri obținut de Adriana Țăcălie. Țăcălie se duce interdreapta. Țăcălie către pivot, prins acolo Daniela Rațiu între două adversare. Faultat Raluca Băcăoanu. Bună trecere, aruncare în bare însă pentru Pricopi. Recuperează Enescu. Din nou Enescu. Marchidanu. Doi se află extremă dreapta. Încă o greșeală în atac la Andreea Ivan. Doar două goluri în mai bine de 6 minute.
Un început cu multe greșeli pe faza de atac la ambele echipe. În tur la Slobozia, Brașovul l-a învins cu 33-24. Meciul era în etapa a 6-a și 7 metri și cartonaș galben. Numărul 18. Andrei Ivan primește cartonașul galben. Apărat în semicerc, Carmen Cartaș execută și iată, apără foarte bine Madalina Ion. Madalina Ion, o tânără de doar de 20 de ani, care va veni de la CSM București, echipa a doua, dar a făcut parte din echipa campioană mondială de junioare în 2014. Foarte bună parada Madalinei Ion. Aruncă la poartă și înscrie Ana Maria Drăguț. Abia al doilea gol pentru Slobozia, al treilea al meciului. Vom avea o partidă cu goluri puține, se pare. Deși în meciul tur au fost multe goluri marcate, 57. Pricopi, Zamfir încearcă o trecere, pasă către pivot și de acolo nu mai iartă Daniela Rațiu. Prea liberă lăsată Daniela Rațiu, reușește să egaleze. Doi la doi, Slobozia în atac. Enescu, Marchidano, Drăguț. Din nou Enescu, Drăguț scapă mingea, dar se consideră fault înainte. Enescu a trecut inter stânga. Din nou 9 metri, fault la Irina Marchidanu. A călcat semicercul Andreea Predoi, venită din extrema dreaptă. Să vedem acum aruncare peste și bară, bară. Un gol spectaculos marcat de Camelia Hotea. Fără șansă, Georgiana Stoleru în poartă la Unirea Slobozia și în minutul 10 Brașovul conduce cu 3-2. Enescu, Marchidanu, din nou Enescu, cartonaș galben pentru Pricopi și 7 metri pentru Unirea Slobozia. Dana Andreea Pricopi, o tânără speranța handbalului românesc, doar 21 de ani. Din nou Denisa Ștefania Dedu în poartă și o minge ratată. A încercat o minge plasată ușor peste portar. Andrei Enescu a ratat egalarea. Multe pase se duc în glezne, cum spun sportivii.
nu reușește să dea pasa la piept, ori aruncă prea încet, ori stau prea departe de adversar. Greșeală în atac din nou pentru Unirea Slobozia și Brașovul are șansa să se distanțeze. Și este gol acum, înscrie Zamfir. Cristina Zamfir în sfârșit din trei încercări, dacă am socotit eu, un gol. Bună trecerea, de fapt am putea spune că este faza care place cel mai mult, acea trecere, dacă îi reușește, de multe ori are culoar și se duce spre gol. Neatenție în partea dreaptă de atac a echipei Unirea Slobozia, care pierde din nou mingea. Galeria Coronei Brașov. S-a înviorat acum când echipa gazdă conduce la două goluri și are atacul. Tricopi, Zamfir, 9 metri. Este și una dintre cele mai faultate handbaliste de la Corona cu această trecere, Cristina Zamfir. Tricopi, Zamfir stă foarte departe de cele două semicercuri ale echipei adverse. Din nou Tricopi aruncă la poartă și înscrie primul gol și pentru Dan Andreea Tricopi. Doar 10 minute, să spunem, a rezistat Slobozia. Chiar a condus cu 2-1 echipa oaspete. A încercat să ia o acțiune pe cont propriu Raluca Dăscălete. A fost faultată. Numărul 88. 24 de ani pentru interul stânga. Enescu. Dăscălete. Scoasă în afară Băcăuanu. Madalina Toma faultată în extrema dreaptă. Recuperează o minge și înscrie Dăscălete. Un gol important pentru Slobozia, pentru a nu da ocazie gazdelor să se distanțeze prea mult. 5-3 pentru Brașov. Zamfir, Tricopi. Din nou Zamfir se înalță și aruncă și înscrie. Cristina Zamfir, un Inter de luat în seamă întotdeauna pentru echipa națională. 6-3. Acum când am intrat în minutul 15. Bune combinațiile, cine aruncă la poartă? Enescu, care înscrisese, dar s-a fluierat. 9 metri. Oana Bondar în imagine, țăcălie, se pare că a fost contrată pe braț. O fază undeva la mijlocul terenului. Unirea Slobozia a început bine campionatul cu două victorii în deplasare la Alba Sebeș și apoi acasă cu Rapid, însă a urmat o serie de patru înfrângeri.
Aici a fost contra Adrianei Țăcălie și a revenit Interul Coronei Brașov și Slobozia continuă atacul. Aruncă Enescu, dar Mârcă se află la post. Se grăbește Zamfir până în extrema dreaptă și prima paradă și pentru Stoleru. Era o fază bună pentru extrema dreaptă de la Brașov. A avut spațiu să facă pasul în lateral pentru a-și deschide unghiul. Enescu acum în extrema dreaptă. Foarte bine blochează Zamfir. Zamfir, pivotul ținut. Fault la Oana Bondar. Abia acum intră Daniela Rațiu, adevăratul pivot, care se păstrează deocamdată. E păstrată doar pentru faza de atac. Pricopi, Bondar, Țăcălie, Zamfir. Nu poate trece 9 metri. Fioruncare a Cristinei Zamfir, n-are unde să arunce și se irosește atacul. Se grăbesc ialomițencele. Drăguț, din nou Drăguț după o combinație cu Mădălina Toma. Intră Dăscălete la coordonare. Și rămâne Nescu, Inter stânga. Evident, fluierat acest atac, da, frumos se înalță și înscrie Ana Maria Drăguț la al doilea gol pentru Interul dreapta. În cross cu toată opoziția Cristinei Zamfir, sportivă înaltă, 1,84 m, venită de la Tomis Constanța. 6-4, Brașovul n-a reușit să se desprindă, a avut ocazia. Pricopi a ajuns în stânga, Zamfir în centru, până în extrema dreaptă și acum, da, reușește să înscrie Marinela Neagu Burghel. A așteptat ceva mai mult până să arunce la poartă Neagu și în cele din urmă a înscris. 7-4 pentru Corona Brașov. Ultimul meci din etapa 19-a. O lună grea pentru Corona Brașov, pe care o așteaptă și două meciuri în sferturile de finală ale Cupei HF cu echipa daneză Odense. Turul în Danemarca pe 21 februarie. Returul la Brașov pe 28 februarie. Între aceste două meciuri este și derbiul cu CSM București. Este gol înscris de Ana Maria Drăguț. 3 reușite până acum pentru sportivea de la Unirea Slobozia. Zamfir găsește culoar și mai înscrie o dată. Câte 3 goluri pentru Cristina Zamfir la Corona Brașov, tot 3 pentru Ana Maria Drăguț la Unirea Slobozia. Acum, când ne-au mai rămas aproape 10 minute din prima repriză, recuperează Brașovul, Zamfir.
Ce paradă bună pentru Stoleru. A doua paradă exact la timp. 9 metri și cartonaș galben pentru Bondar. Oana Bondar. Al doilea cartonaș galben pentru echipa brașoveană și oaspetele au primit unul. Andreea Ivan. Enescu aruncă, dar va fi repunere din colț. Timp de odihnă cerut de Victorina Bora. Antrenorii calmi au dat sfaturi pentru restul reprizei. 8 la 5, Slobozia în atac. Enescu. O apărare foarte avansată a Coronei. Și încă un 9 metri. Poate trece Enescu și 7 metri și cartonaș galben pentru numărul 14 de la Corona Brașov, Marinela Neagu Burghel. Deocamdată nicio eliminare de 2 minute, nici n-au fost faulturi de eliminare de 2 minute. Raluca Dăscălete va încerca să transforme în gol această lovitură de pedeapsă. Față în față cu Dedu și iată Dedu apără. Denisa Dedu, a doua aruncare de la 7 metri ratată de Unirea Slobozia. Prima Andreea Enescu, după ce înscrisese odată Enescu, a doua Raluca Dăscălete. Se puteau apropia la două goluri handbalistele de la Unirea Slobozia. Țăcălie. Se calmează jocul, Andreea Pricopi. Zamfir. Neagu. Țăcălie vrea să rezolve situația. Paș și fault. Nu prea au respectat elevele lui Bogdan Burcea ceea ce li s-a spus la pauză. Încă o șansă pentru Unirea Slobozia să se apropie la două goluri. Enescu, Dăscălete. Trecere faultată de Țăcălie. Previzibile combinațiile celor de la Slobozia. Și acum o pasă poate prea subtilă pentru Raluca Băcăoanu. Nu se aștepta să vină mingea pe la spate, așa cum a dat-o Enescu.
Și este gol în cele din urmă, reușit de Camelia Cărăbulea. Cărăbulea înscrie primul ei gol în această întâlnire. 8-6 pentru Corona Brașov. Zamfir, aceeași trecere, pasă însă în extrema stângă și de acolo rezolvă situația Camelia Hotea. Capitanul Coronei Brașov reușește. Este o fază pe care am mai văzut-o făcută și pe partea dreaptă, cu infiltrarea Cristinei Zamfir pe centru, nu aruncă la poartă și pasează spre stânga sau spre dreapta, acolo unde vede extrema liberă. Denisa Dedu a apărat o aruncare de la 7 metri. Se ridică în cele din urmă Cristina Zamfir, vă spuneam, una dintre cele mai faultate sportive. Am văzut-o în tribună și pe Mihaela Briscan, accidentată, hiterul de la Corona Brașov, cu o mână în gips, și Carmen Cartaș și cu țăcălie abia și-au revenit. De partea cealaltă, Lorena Ostase lipsește și de asemenea bulgăroica Genkova Radostina. 7 metri din nou pentru Unirea Slobozia. Enescu agățat de Pricopi și din nou Denisa Dedu ia locul în poartă, Ana Maria Mârcă. Hai să vedem, Andrei Enescu a marcat odată și a ratat a doua oară, al doilea gol din 3 încercări pentru Andrei Enescu. La 7. Minutul 25. Iată aruncare peste poartă. Să vedem acest contraatac foarte bine prins de Hotea, care rezolvă situația. Iată, ea a reușit să recupereze. Nu, a fost Marinela Neagu. Ea a recuperat și apoi a venit la primire, a învins-o pe Georgiana Stoleru. Două goluri pentru Marinela Neagu. Se putea apropia la un gol Slobozia, acum Brașovul are 3 în față. Enescu din nou faultată. Nu este scăpată de sub supraveghere de Pricopi. Încă o dată Enescu, faultată și 2 minute eliminare pentru Țăcălie. Prima eliminare din această întâlnire. Un fault oarecum inutil, pentru că se afla departe de adversar, de poartă, de semicerc. Forțează încă o dată Enescu. Mingea ajunge până în extrema dreaptă, dă scălete, dar intervine din nou Mârcă. 4 parade pentru Ana Maria Mârcă. Supărată Victorina Bora de soluția aleasă de Dăscălete. 10-7, n-au reușit să înscrie în superioritate numerică pe acel atac jucătoarea de la Slobozia și vine din urmă și marchează Pricopi.
marchează și în inferioritate numerică. Carabulea primește și ea un cartonaș galben. Încă o intrare destul de dură al lui Pricopi la Enescu. Culoar și gol, da, frumos, Ana Maria Drăguț. 4 reușite pentru Drăguț. Bine plasat în mingea cu brațul stâng. Ultimele 2 minute și acum echipele sunt în efectiv complet. Intră pivotul Daniel Arațiu. Zamfir. Ați văzut, Zamfir atrage 3 jucătoare adverse și atunci pe lateral în extreme imediat se face culoar. Gol frumos, o aruncare a lui Pricopi de la Scholt. 3 goluri pentru Daniela Pricopi. Și cea mai mare diferență de până acum în favoarea Brașovului. 12 la 8, 4 goluri avans pentru Corona. Acum când am intrat în ultimul minut de joc, sau intrăm în 2 secunde al primei reprize. Drăguț mai rezolvă o situație, dar n-a fost Drăguț, a fost Raluca Băcăoanu. Drăguț a pătruns pivotul liber. Și ultimul timp de odihnă pe care îl vom avea în această repriză, Bogdan Burcea. Un meci echilibrat, așa cum ne așteptam, și tineret, viitorul țării, poate în handbal, în tribune. Important este pentru copii să vină la sală, să vadă atmosfera, să îi vadă pe cei mari cum se joacă, ce înseamnă handbalul adevărat sau sportul adevărat. 2 minute eliminare pentru Madalina Toma. Vor începe repriza a doua în inferioritate jucătoarele de la Unirea Slobozia. Toma consideră că a fost nemeritată acea eliminare. Da, iată ce paradă reușește Stoleru. Acum pe final în inferioritate numerică. Rațiu n-a reușit să o învingă pe semicerc. Și se aude sirena, 12 la 9, scorul la pauză pentru Corona Brașov, o partidă echilibrată în care Corona a reușit să ia avansul din minutul 15 în special. Ne întoarcem după o pauză de 8-9 minute, rămâneți în continuare alături de Digi Sport.
întors la sala sporturilor din Brașov pentru repriza a doua a meciului dintre Corona Brașov și Unirea Slobozia. Scor la pauză 12-9 pentru echipa gazdă, care a marcat 9 goluri prin numai 3 jucătoare: Camelia Hotea, Cristina Zamfir și Dana Pricopi. Alte 3 goluri au fost marcate, 2 de Marinela Neagu și unul de Daniela Rațiu. De partea cealaltă, Unirea Slobozia cu 4 goluri pentru Ana Maria Drăguț, 2 pentru Andreea Enescu și câte unul pentru Carabulea, Dăscălete și Băcăoanu. În primele minute a condus Slobozia cu 2-1, apoi cam din minutul 15 brașovencele au reușit să treacă la conducerea meciului. Au condus cu 6-3 minutul 15 și cea mai mare diferență a fost 12-8 cu un minut înainte de pauză. Lovitura de începere o au gazdele Corona Brașov în echipament albastru. Unirea Slobozia va mai fi încă aproximativ 1 minut și 20 de secunde în inferioritate numerică, ca urmare a eliminării de 2 minute a Mădălinei Toma pe finalul primei părți a întâlnirii. Corona Brașov, locul 3 în campionat. Și este un gol marcat din extrema stângă de Camelia Hotea, care scrie primul gol în repriza secundă. În poartă la Unirea Slobozia a intrat Mădălina Ion, care în prima repriză a apărat o aruncare de la 7 metri. Și la Corona Brașov, Denisa Dedu a apărat o aruncare de la 7 metri. Metri pentru Slobozia. Enescu, încă un 9 metri. Dăscălete, apărare avansată și n-au soluții. Își doresc de altfel atacuri cât mai lungi, dar acum va trebui să arunce la poartă. O face, dar pe lângă Ana Maria Drăguț. Se grăbește, mărcă și... No, era în semicerc. Oana Bondar n-a reușit să o învingă pe Mădălina Ion. Foarte bună lansarea lui Mărcă. A văzut-o liberă în centru pe Bondar, dar Mădălina Ion a fost la post. Vă spuneam despre tânărul portar de 20 de ani de la Unirea Slobozia, campioană mondială de junioare în 2014. Tur, vă reamintesc, în etapa a 6-a Brașovul l-a învins cu 33-24 la Slobozia. Enescu, și 2 minute eliminare. 2 minute eliminare pentru Oana Bondar, început mai puțin bun pentru Bondar, care a ratat singură cu portarul advers și acum a fost și eliminată 2 minute. Hai să vedem dacă vor reuși să se apropie jucătoarele oaspete, profitând de omul în plus. Au mai avut o astfel de situație și n-au avut foarte bună situație. Acum înscrie Mădălina Toma. Mădălina Toma, la primul ei gol, a tras cu sete, parcă să răzbune eliminarea din finalul primei reprize. Adriana Țăcălie a fost eliminată în prima repriză la Corona Brașov și Slobozia n-a reușit să facă mare lucru. Un om în plus pe teren, ba chiar au luat gol.
9 metri. A fost voltată Camelia Hotea. Și încă o dată se aude fluierul arbitrelor. Brigada din București de Georgiana Toană și Ana Maria Gociu, 33 de ani fiecare, sunt în prepasiv. Cine aruncă la poartă? Aruncare frumoasă peste Hotea. 5 goluri pentru capitanul Coronei. Foarte bine mingea plasată peste portarul Unirii Slobozia. Și iată din nou Slobozia primește gol. Acum o minge în față. Mârcă primește o minge în față. Cea care a aruncat, Camelia Carabulea. Nimeni nu aruncă la poartă intenționat în fața portarului, dar se întâmplă. Până și revine Ana Maria Mârcă, locul ei în poartă poate fi luat de Denisa Dedu sau eventual de Daciana Hosu. 4 parade pentru Mârcă în prima repriză, doar 3 pentru Georgiana Stoleru. În aplauzele publicului se ridică Mârcă. Nu știu însă și dacă va continua meciul. Într-o conferință de presă susținută în urmă cu 2-3 zile, Bogdan Burcea îi mulțumea preparatorului fizic Marius Grancea pentru condiția foarte bună a elevelor sale. Spunea Bogdan Burcea că aceste rezultate din ultimele etape se datorează și faptului că a fost liniște la echipă, dar într-adevăr intră în poartă Denisa Dedu la Brașov. la 10 pentru Corona Brașov. Acum un atac și a ratat din extrema dreaptă Marinela Neagu. Nescu se grăbește și încominge în Baștersă un pic în față pe Dedu. 7 metri însă pentru Unirea Slobozia. A pătruns Irina Marchidanu. Și Andrei Enescu va încerca să înscrie. Daciana Hosu intră în poartă la Corona Brașov. Al treilea portar al Coronei Brașov. Burcea dă șansă tuturor fetelor. Și înscrie Enescu. 3 goluri pentru Andrei Enescu, toate din aruncări de la 7 metri. Aruncat Călie de departe, contraatac, să vedem, nu? Fault bun făcut de brașovence, de Neagu. Fault tactic pentru Badară Gaz echipei să se replieze pe semicerc. Și astfel contraatacul a fost întrerupt. Enescu de scălete. Din nou Enescu, imediat anihilată de către Pricopi. Vă spuneam, dacă este anihilată Andreea Enescu, greu reușesc să se descurce în atac jucătoarele
de la Slobozia. Blocată aruncarea Andrei Enescu. Un joc foarte bun în apărare făcut de Pricopi. Ea a marcat și 3 goluri în prima repriză. Da, paradă pentru Denisa Dedu. Aici se ferește și arbitra. Recuperase imediat Camelia Hotea, dar s-a auzit fluierul 9 metri. Țăcălie greșește în atac. Madalina Iona repune imediat și calmează jocul Marchidanu. Se duce la schimbare Marchidanu. Intră Dăscălete, care, să vedem ce înseamnă 4 degete ridicate de către Enescu, ce schemă de atac vor avea jucătoarele din Slobozia, cu șansă să se apropie la 2 goluri. Până acum Suveica a funcționat și aruncarea de la Șol. Dăscălete de pe picioare reușește să înscrie. Frumoasă aruncarea. 2 goluri pentru Raluca Dăscălete. Denisa Dedu se consultă cu Bogdan Burcea ce n-a funcționat în apărare. Da, Ion. Și 7 metri apărase Madalina Ion, dar cu echipiera a atins mingea. Nu ai voie să faci pasă cu propriul portar. Nu e 7 metri. A fost picior la o jucătoare de la Slobozia. Am crezut că s-a considerat pasă cu propriul portar aflat în semicerc și atunci se dă 7 metri, dar a fost picior. Bară și încă o ocazie irosită de Corona Brașov, care își face singură jocul greu. Și în prima repriză echipa gazdă s-a încălzit ceva mai greu. Acum nu mai este vorba de încălzire. Galete cearcă o trecere Carabulea, fautată între Marinela Neagu. Alina Ilie și forțare în atac la Slobozia. Pricopi și este gol reușit de Oana Bondar. Primul gol al Oanei Bondar în această întâlnire, în această partidă. Apără în prima fază și este gol. În prima fază a apărat Denisa Dedu. Da, a recuperat foarte atentă Băcăuanu și a înscris. 15-13. Pricopi n-are cu cine combina. Două minute eliminare pentru Băcăuanu. Tocmai ce am scris, a faultat-o în săritură pe Cristina Zamfir.
marcat în extrema dreaptă Laura Kiper în locul Marinelei Neagu la Corona Brașov. Și este gol înscris cu sete de Andreea Pricopi. Patru goluri pentru Pricopi, 5 pentru Camelia Hotea. Slobozia în inferioritate numerică pe acest atac și încă în următoarele 80 de secunde. S-a cerut pași la Dăscălete, dar parcă au fost doar 3. Timp de odihnă cerut de Victorina Bora. Scorul este strâns în continuare, deschis oricărui rezultat final. Vom vedea cum continuă atacul Unirii Slobozia cu un om mai puțin pe teren. Raluca Băcăoanu a fost eliminată 2 minute. Enescu, 9 metri, atât obține. Dăscălete. Da, fragmentează jocul Unirea Slobozia și probabil vor încerca in extremis o aruncare la poartă când se va da prepasiv. Până atunci vor plimba mingea. O aruncare peste poartă. Pricopi aruncă și înscrie. O fază simplă finalizată și rezolvată de Andreea Pricopi. Pentă stânga-dreapta și aruncare fără prea multă opoziție din partea Madalinei Ion. Patru goluri avans pentru echipa gazdă. Aici 2 minute eliminare pentru Țăcălie. Da, mai face Adriana Țăcălie astfel de faze. A doua eliminare a agățat-o la gât. Parcă pune prea mult suflet câteodată Țăcălie. Și de data aceasta tot la o fază departe de propriul semicerc. N-am putea spune că este vreun mare avantaj. Aruncă Dăscălete pe lângă, dar se fluieră 9 metri. Slobozia rămâne în atac. Nu se înțeleg jucătoarele de la Unirea Slobozia. Enescu, 7 metri. Arbitra aștepta să vadă dacă va fi gol sau nu. N-a fost gol, este 7 metri pentru Unirea Slobozia. Oana Zamfir a intrat cu tot cu adversară și în propriul semicerc. Și din nou Daciana Hosu încearcă să apere această aruncare de la 7 metri față în față cu Andreea Enescu.
Nici de data aceasta nu intuiește unde aruncă Andrei Enescu. 4 goluri pentru coordonatorul de la Unirea Slobozia. 17-14 și încă aproape un minut de superioritate numerică pentru Unirea Slobozia. Da, aruncă Zamfir. Încă o paradă pentru Mădălina Ion. Enescu călcat semicercul Ana Maria Drăguț. Parcă prea târziu s-au coordonat pe partea dreaptă. Era un culoar mare în extrema dreaptă. Direcția de atac a Unirii Slobozia. A fost o șansă bună Slobozia să se apropie. Și acum apără Ion, dar 7 metri. Pricopi, faultată. Să vedem cine va executa aruncarea de la 7 metri. Zamfir. Cristina Zamfir. E abia a doua aruncare de la 7 metri pentru Brașov. Și înscrie Zamfir. Prima a fost ratată de Carmen Cartaș. Aproape a fost Mădălina Ion să pareze această aruncare. Recuperează Pricopi, Țăcălie până în extrema stângă. Țăcălie vine și rezolvă situația. Este abia primul gol pentru Adriana Țăcălie, tocmai revenită după a doua eliminare de 2 minute. Mult prea visătoare apărarea Unirii Slobozia. Paradă bună pentru Dedu. Se coordonează Enescu cu echipierele sale. Faultată Băcăuanu către Andreea Pricopi. Da, în sfârșit o pasă bună primită de Dăscălete, care găsește spațiu porții și reduce din diferență. Creat culoar Enescu acolo. Arată schema Pricopi. A ieșit pivotul la combinație. Zamfir, Țăcălie până în extrema dreaptă. De acolo rezolvă situația Kiper. Primul gol pentru Laura Kiper. De mingea cu mâna stângă și imediat o execută pe Mădălina Ion. 20-15. Din nou 5 goluri avans pentru Brașov. Am putea spune un avantaj liniștitor, ținând cont că mai sunt 10-12 minute. Apără de Edu, dar se fluierase 9 metri. Încă o dată paradă pentru Dedu, care lansează contraatacul. Kiper, 7 metri și 2 minute eliminare. 7 metri pentru Corona Brașov și eliminare de 2 minute la Cetunea Slobozia pentru numărul 13, Camelia Carabulea. Carabulea este cea care este eliminată.
A treia eliminare la Unirea Slobozia, tot trei a suferit și Corona Brașov. Zamfir rezolvă situația de la 7 metri. 5 goluri pentru Cristina Zamfir, 2 din lovituri de pedeapsă. Încerca să pătrundă Alina Ilie. Otia Enescu. Bară din extrema dreaptă Mădălina Toma și 2 minute eliminare pentru Țăcălie. Este a treia. A treia și nu mai are dreptul să intre. Țăcălie se poate duce în tribună. Va fi înlocuită Țăcălie. Să vedem cu cine. Nu mai este niciun inter dreapta de meserie și Țăcălie este tot inter stânga. Cartaș de-abia și revenise. Și a revenit în cele din urmă Andreea Enescu. Vom avea atacuri cu câte 5 jucătoare de câmp la fiecare echipă. Carabulea și Carta și Țăcălie eliminate. Distanțe mari, spații mari și gol. Gol reușit de Cristina Zamfir. Da, cu spații mari în apărare favorizează jocul Cristinei Zamfir. Da. Gol reușit acum de Raluca Băcăuanu, pivotul echipei Unirea Slobozia, la a treia reușită. Ceruse și la fază de mai înainte mingea, dar n-a primit-o și avea o poziție mai bună atunci. Aceeași trecere a Cristinei Zamfir, Pricopi, dar se fură 9 metri. Hiper aruncat prea puternic în podea și mingea s-a dus peste. Slobozia este în efectiv complet. Irina Simion a intrat în extrema stângă la Unirea Slobozia după expirarea eliminării lui Carabulea. Și acum este contrată Mădălina Toma de către Denisa Dedu. Hiper înscrie pe contraatac. Al doilea gol pentru Hiper. Ea a jucat, a fost intrus abia în repriza secundă. A încercat o aruncare de scălete de pe picioare. Dedu mai întinde un picior și salvează un gol. Zamfir de neoprit. Poate aici se face diferența, exact cum spunea Bogdan Burcea, în condiția fizică mai bună a brașovencelor, care pe final reușesc să se distanțeze. Goluri avans pentru Brașov, 24 la 16. Și
Brașovul își consolidează poziția a treia încă o dată. Dedu a doua oară, însă nu mai are ce face. Băcăuanu mai speculează o greșeală, al doilea gol pe care îl înscrie Băcăuanu pe recuperare de pe semicerc. Copi în centru, Buneagu interdreapta, Ricopi faultată. Agățată de Marchidanu. Probleme pentru jucătoarea de la Brașov și situație din ce în ce mai grea pentru Unirea Slobozia. Intră Ana Maria Berbece în echipă la Corona Brașov. Este fata antrenorului secund, marele handbalist Dumitru Berbece, tânără de doar 16 ani, în extrema dreaptă. Neagu a trecut Inter dreapta. Dacă toți sunt indisponibile, Nicoleta Tudor, Interul dreapta de meserie de la Brașov. Scapă o minge ușor, Pricopi. Enescu, prea târziu a venit în stânga Simion, a fost blocată și Băcăuanu. Capă mingea Marchidanu. Tot ea acum, trecere frumoasă și gol. Da, frumoasă faza făcută de Irina Marchidanu, care scrie primul ei gol în această partidă. N-a ajuns Zanfir la această minge și a lăsat un culoar mare în spate. 24-18. Au mai rămas doar 6 goluri avans pentru Corona Brașov. Faultată din nou Pricopi. Zanfir nu reușește trecerea și este 7 metri. Nu i-a reușit trecerea, dar a scos un 7 metri. Madalina Toma și cu Marchidanu au încercat să se opună. Ana Maria Berbece înscrie. Tânăra de 16 ani înscrie din aruncare de la 7 metri. Iată ce încredere i-a acordat Bogdan Burcea la acest scor tinerei de 16 ani și iată-l pe marele handbalist Dumitru Berbece, acum antrenor secund, tatăl ei, mândru pe bancă. Faultată Irina Marchidanu. 9 metri executat rapid, Mădina Toma a intrat în combinație, gol frumos, Ana Maria Drăguț. N-a mai înscris Drăguț de repriza trecută, 5 goluri, primul însă în repriza secundă și Daciana Hosu i-a luat locul Denisei Dedu în poartă pentru aceste ultime 4 minute. Aruncare în bară, 9 metri însă, se fluieră. Este sigură de victorie Corona Brașov, astfel că Bogdan Burcea își permite să dea șansă și sportivilor mai tinere. Pricopi mai înscrie o dată. 6 goluri pentru Andreea Pricopi.
În etapa cu numărul 20, Unirea Slobozia va juca pe teren propriu cu Roma. Să vedem însă acest contraatac până în brațele Mădălinei Ion. În timp ce vă spuneam, Corona Brașov are un final de lună foarte greu, cu două meciuri în Cupa EHF cu Odense pe 21 februarie în Danemarca, pe 28 februarie returul la Brașov. Între aceste două meciuri va fi și derbiul cu CSM de la București. Are nevoie Bogdan Burcea de toate jucătoarele valide. Este gol înscris acum de Drăguț. Ana Maria Drăguț, 6 goluri. 7 metri acum însă pentru Brașov. Anișoara Marcu scoate această aruncare. Și Andreea Pricopi se pregătește să execute. Reușește să înscrie în poartă la Unirea Slobozia. Intrase georgiana Martin Stoleru, care îi lasă din nou locul Mădălinei Ion. ...27-20... și mai puțin de un minut și jumătate din această ultimă partidă a etapei a 19-a. A, bună parada Dacianei Hosu în poarta Coronei Brașov. A, de data aceasta Ana Maria Berbece ratează execuția. Ultimul minut al acestei întâlniri, atac pentru Unirea Slobozia. Enescu. Și este o a doua paradă pentru Hosu în poarta brașoveană. Încă 30 de secunde. Aruncare blocată a Oanei Bondar. Ajunsă coordonator. Pivot a trecut Anișoara Marcu. Cristina Oancea lansează și ea contraatacul, intrată pe final. Să vedem ultima fază. Și 27-20 pentru Corona Brașov în întâlnirea cu Unirea Slobozia. Scor final, 3 puncte importante pentru Corona, care se distanțează de HM Roman. Își păstrează poziția a treia. Unirea Slobozia are însă viață din ce în ce mai grea. Victorina Bora trebuie să schimbe ceva la echipă. Acesta a fost meciul Corona Brașov Unirea Slobozia. La Digi Sport, Bunu continuă întâlnirea dintre Concordia Chiajna și Steaua, iar de la ora 21:45 pe Digi Sport 2 puteți urmări meciul din campionatul Scoției, Inverness Aberdeen. Mâine, nu uitați, de la ora 19 pe Digi Sport 1, meciul din Liga Campionilor la feminin, CSM București Vardar. Sunt Teodor Avramescu, rămâneți în continuare alături de Digi Sport. O seară bună, la revedere.